În minutele următoare, alte pilduitoare fapte ale apostolilor din cartea omonimă a Noului Testament. N-ați uitat? Pentru agitația stănită în urma proclamării Evangheliei și vindecării unui olog din naștere, Petru și Ioan fuseseră întemnițați pentru o noapte, dar eliberați la presiunea mulțimii, interzicându-li se mai propovădui în numele lui Isus. Odată întorși în mijlocul fraților, Petru și Ioan le-au povestit cele întâmplate și toți s-au întărit în credință, l-au lăudat pe Dumnezeu și l-au rugat să le dea mai multă îndrăzneală, să continue să propovăduiască Evanghelia cu putere. Vedeți? N-au cerut să înceteze persecuția, ci, atenție, curajul de a fi o bună mărturie trecând prin persecuție. Comunitatea creștină din Ierusalim creștea în credință, în unitate și în dărnicie. Își donau posesiunile spre folosință comună, așa că nimeni nu ducea lipsă dintre ei. Iar harul divin era abundent între ei. Dar nu toți au înțeles cum trebuie această lepădare de sine. Astfel că episodul cu Anania și Safira din capitolul 5 a fost necesar pentru atenționarea multora. Cei doi soți fiind pedepsiți drastic de Dumnezeu pentru minciuna și fățărnicia lor. Apostolii continuau să predice și să vindece bolnavii, astfel că liderii religioși au zvârlit din nou în închisoare, unde iarăși n-au rămas prea mult. Noaptea, un înger al Domnului a scos afară spunându-le: mergeți în curtea templului și vestiți-le oamenilor puterea vieții noi pe care o pot avea în Iisus Hristos. Astfel că în zori, apostolii făceau ce li se spusese. Între timp, membrii Sanhedrinului se strânseseră să-i judece și au trimis după ei. Gărzile au descoperit însă că, deși ușile erau încuiate, prizonierii nu mai erau în celulă. Au aflat curând că cei pe care îi voiau judecați predicau în templu. Soldații au adus cu forța înaintea Sinedriului și marele preot li s-a adresat cu asprime: nu v-am interzis noi să mai învățați poporul în numele acestui Iisus? Iar voi, dimpotrivă, umpleți Ierusalimul cu această învățătură și faceți tot posibilul să ne învinovățiți pe noi de moartea lui. La care Petru a răspuns liniștit, conform capitolului 5, versetul 29, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Conducătorii s-au înfuriat văzând curajul și poziția apostolilor și s-au sfătuit să-i ucidă. Atunci un fariseu respectat, Gamaliel, i-a înduplecat să cruțe viețile acestor oameni. Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, a spus el, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, să nu ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Și soborul a ținut cont de părerea lui Gamaliel. Dar ca să-și arate autoritatea, au pus să-i bată pe apostol și le-au poruncit cu tărie să nu-l mai propovăduiască pe Iisus, după care le-au dat drumul. Iar apostolii au plecat, bucuroși că fusese răsocotiți vrednici să sufere pentru numele lui Iisus. Desigur, ei au continuat să învețe și să proclame acest nume în fiecare zi, în templu, pe străzi, în case. Nu puteau să nu vestească pretutindeni puterea, frumusețea și binecuvântările pe care le poate afla oricine în Iisus Hristos.